Hai noroc. Noroc, Felicia. Bă, Celentano, mai dă-mă și mie o cafea, mă, că ieri nu mai am. Bă, dar nu ți-am dat ieri să-ți ajungă și azi? Ba da, mă, mi-ai dat, dar m-am uitat în cutie și ieri nu-i. Cum, drag? Nu știu, bă, ce se întâmplă. Adică știu, cred că o bea instalatorul ăsta lui nevastă mea, mă, că altul care nu bea cafea nu găsea și ea. Cine, mă? Instalatorul, mă! Unul, mă, de instalator. Mă rog, nu e instalator, dar așa zic eu. Adică e și instalator. Ăsta de s-a mutat în capul uliții acum câteva luni de zile și de când s-a mutat s-a împrietenit nevastă mea cu nevastă și a zis el nevastă mea că s-a se pricepe la toate prin casă, mă auzi? Și la țiv, și la frigidele, și la aragaze, și la dracu să leacă, nu mai scap de el prin casă, înțelegi? Și ăsta acum a rămas fără servicii, n-are servicii, până găsește, îl înghelește nevastă mea pe gratis prin casă toată ziua, bună ziua, că de câte ori vin acasă, îl găsesc, bă, cu televizorul în brațe să repare, bă, cu mașina de spălat, bă, are frigiderul, dacă nu l-a reparat de 15 ori, nu l-a reparat deloc, mă, bă, și tu nu merge, mă. Dar ce are frigiderul, dar nu merge, ce are? Bă, ești prost, păi ce știu, mă, ce are, că dacă știa ce are, reparam eu, drept. Că de-aia am venit la tine, că a zis nevastă mea că îl cheamă și astăzi, na? Și dacă îl cheamă, cafea nu mai era decât de una, că de-aia m-am și enervat, că a zis că dacă vine să-i dea lui cafeaua, na? Că dacă tot îi repară pe gratis și meșterește pe acolo să-i dea lui, nu să-mi o dea mie, înțelegi? Aie, dar de câte ori dă lui cafea, mă arde pe mine, mă. Că dacă noi avem cafea o măsurată, că bani să cumpăr cafea de unde, dracu' să am, că n-am. Uite, vin la tine să mai cer câte o cafea, tu furi de la soacră, ta nevastă mă mai oburește pe aspirina să dea câte o cafea, să avem și noi să bem măcar la două zile câte o cafea. Dă-mi și mie o gură din cafeaua ta, te rog eu. Da, ia, că îți dau și când, că ți mai... Bă, dar câte ai tu în casă, dă vine ăsta zi de zi să repare. Păi, frigiderul, mașina de spălat, aragazul, toate. S-a stricat aragazul. Mă, eu știam că nu e stricat, dar că s-a stricat și ăla și nici nu mă lasă să intru în casă să stau să mă uit, că de câte ori vin acasă și instalatorul, nevastă mea mă zgornește imediat, că zic că să plec, că eu sunt prost și stau cu gura pe ăla și zic ceva, se supără și nu mai vine. Bă, Fericel, bă, tu nu ești prost, mă, îți spun eu, ăla e prost, e zâmbeșter prost. Degeaba vă bucurați voi că lucrează gratis, că dacă vine să repare trei chiftele și n-ar reuși să le facă, bă. Nu știu, mă, nu mă interesează, mie îmi convine că nu mai stai aia toată ziua cu gura pe mine. Că s-a stricat și aia, că s-a stricat și aia, că s-a stricat și aia. Uite, de exemplu, astăzi l-a chemat să-i repare robinețe de la chiuveta din bucătărie. Robinețe de la chiuveta din bucătărie? Da. Păi vă n-aveți chiuvetă în bucătărie. Și așa știe și eu că n-am, dar ce să fac? Dacă l-a chemat să repare, să repare. Nu știu, mă, nu mă interesează. Dacă omul are chef de muncă, să muncească, să repare ce vrea el. Dacă nevastă mea e fericită, sunt și eu fericit. Frișele, aici este ceva suspect. Băi, nu știu, mă, mie să nu mai îmi bea cafea, restul să facă ce vrea el, să repare ce vrea, că nu mă interesează. Hai, noroc. Noroc. Frișele, ce dracu repară meșterul ăla la tine, mă, că e toată ziua la voi? La mine nu mai ajunge. Că de câte ori îi spun să vină la mine, ci că nu poate că e la tine. Bă, așa nu mai merge. Ce ai atât, atât de meșterit acolo? Vine și la tine, mă? Venea, dar acum nu mai vine, că vine la tine. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.